face tranziția negativă destul de greu. Iată pasa care îl lasă singur pe... Ah, mingea este în poartă, greșeala lui Pleșca. Lai Duni, omul care a sprintat la această fază, îl învinge pe Pleșca și deschidere rapidă de scor, minutul 2 și 30 de secunde, după doar 150 de secunde, iată, FC Voluntari. Centrare lungă, preluare bună pe piepta lui Olaru, fază interesantă în continuare și este gol! Excelentă centrarea lui Olaru peste portar. Încă o dată faza. Prea foarte bine Olaru. Da. Scapă Olaru, scapă de presiunea lui Ricardinho. Ce pasă. Sprintul lui Romeo. Romeo în careu. Romeo! Și-a prelungit prea mult zarea. Șutează apoi niște obiecte aflate acolo, sperieți pe Stewards. Foarte bună pasă pentru Romeo. E, aici și-a făcut-o prea lung. L-aștepta la combinație și Fortes. Ocazie mare, tratată de gaz metal. Bună pasă pentru Crețu. Crețu încearcă să ajungă la balon. Un balon bâlbâit de apărare. Minge care ricoșează în fața porții. Degajează. Iată pasa către Crețu. Bună preluarea lui Crețu. Excelent a fost însă și intervenția lui Wallace.